Invitatul în discuția noastră de astăzi este domnul academician Solomon Marcus. Tema emisiunii: sursele sărăciei. Domnule profesor, teama de sărăcie a românilor este un sentiment care domină atât societatea românească de astăzi și care cred că a dominat și societatea românească interbelică și chiar din perioada comunistă. Vine din istorie. Evident. Franklin Delano Roosevelt, la un anumit moment, după atacul de la Pearl Harbor, le spunea americanilor: singura problemă atunci când ne este teamă este teama însăși. Cum explicați această teamă perpetuă de sărăcie a românilor și confuzia pe care o fac între sărăcia materială și sărăcia spirituală? Cred că e vorba de o mentalitate care vine din atribuirea unui rol prea mare soartei altora. Idei aproape fixe că ceea ce se întâmplă cu noi nu depinde aproape deloc de noi, ci de alții, altcineva, de faptul că, mă rog, ca urmare probabil și a unei istorii foarte vitrege, antrenamentul unei atitudini de influențare a mediului, a istoriei noastre, a venit foarte încet. Se vede asta și din toate vorbele populare, din situația aceasta prelungită multă vreme de subordonat, de dominat, stăpânit. Aș putea să vă pun o întrebare și mai directă. Dumneavoastră, vă este teamă? De ce vă este teamă? Am trăit multe temeri de-a lungul vieții. Acum, de pildă, dacă vreți să încerc cu teama de acum, teama de acum este, în primul rând, una biologică. Adică, dat fiind că am trecut prin multe încercări privind starea sănătății mele, am suportat câteva intervenții chirurgicale foarte grele, mi-e teamă, de pildă, de a-mi pierde posibilitatea de a mă deplasa, când aud că cineva nu mai iese din casă, eu deja îl văd pe jumătate mort. Mi-e teamă, de pildă, am o groază la gândul că aș putea să-mi pierd vederea, posibilitatea de a privi o plantă, o pasăre, lumina soarelui. Vă spun, am fost
profund impresionat zilele trecute la acea știre a salvării celor 33 de mineri în Chile, care timp de peste două luni au rămas în adâncul pământului nou și au văzut lumina soarelui și până la urmă au fost recuperați printr-o acțiune tehnologică uimitoare, adică teama de a nu mai vedea, de a nu mai putea merge, mă îngrozește teama aceasta. Asta este teama principală acum. De-a lungul vremii a fost mereu o altă teamă dominantă. Aș vrea să abordez un subiect pe care eu cu dumneavoastră l-am mai discutat și pe care dumneavoastră mi l-ați prezentat, și anume proprietatea intelectuală. Mi-ați spus că proprietatea intelectuală nu este înțeleasă și nici nu este respectată. Ce ar trebui să facem pentru ca astăzi, odată ieșiți din acest sistem de educație, să înțelegem ce este proprietatea intelectuală și cum trebuie să o respectăm? Păi, în primul rând, e faptul acesta pe care l-am criticat cu insistență: nu se face educația noțiunii de proprietate intelectuală. Adică, un copil află de la vârsta de 3 ani cum să distingă între faptul că această minge e a mea, pe când cealaltă minge e a lui. Asta învață repede. Dar cum să distingă un lucru făcut de el de un lucru făcut de altul, nu-l învață aproape niciodată. Pot să vă urmăresc etapă cu etapă prin diverse exemple, de pildă urmăriți revistele școlare. Știți că foarte multe școli, chiar școli cu clasele 1-8, nu numai licee, au o revistă lor. Scot câte un număr pe an, două numere pe an, o să vedeți că în aceste reviste nu se face, ei n-au fost învățați să distingă în ce situație își pot pune numele lor sub un text și în ce situație nu. De pildă, cei mai mulți copii de 7 ani, 8 ani, 9 ani, cred că dacă ei au scris cu mâna lor o poezie de coșbuc, prin asta poezia a devenit a lor. Și unii se duc cu ei la o redacție a unei reviste de copii: uitați-vă, am adus o poezie, vreau să o public. Nu li se explică lucrul ăsta. Și nu se face educația asta nici la gimnaziu, nici la liceu, nici mai târziu, pentru că observați un lucru. Uitați-vă în lucrările gradul întâi ale profesorilor, de profesorilor deja, în care lucrurile sunt prezentate încât foarte greu distingi partea luată din diverse surse de partea care este contribuția lor. Deci, la toate nivelurile, această educație este neglijată. Să înțelegem că bibliografiile sunt din ce în ce mai mici și contribuția pare să crească, deși în realitate... Sau, de pildă, există acum metode mai subtile, de pildă, la nivel universitar. Se pune la sfârșit o bibliografie, dar nu se indică pe parcursul textului ce anume locurile specifice unde s-a folosit fiecare sursă indicată la bibliografie. Și în felul ăsta, niciodată nu spun, domnule, am folosit, asta e bibliografia folosită. Dar poate bibliografia e tot ceea ce a citit autorul. Da, dar nu se înțelege, de asta în limba engleză se face distinția dintre bibliografii și lucrări consultate. Lucrări citate în text și lucrări citite, consultate, e o distinție.
ce expresie se folosește pentru lucrări citate? E o altă exprimare, nu mai scrii bibliografie. Scrie altceva, e altă expresie. Toate astea la noi nu se învesc, că ajung oamenii la maturitate și n-au învățat lucrul ăsta. Ce înseamnă că, de pildă, în știință, multe citări sunt de tipul citesc pe cineva pentru o comunicare orală. Nu numai lucrurile publicate. Dacă, de pildă, cineva ți-a spus la un pahar de bere, ți-a sugerat o idee importantă și te prevalezi de ea, scrii și îl pui la bibliografie, la references, se spune. Asta este diferența dintre references și bibliografie. References înseamnă lucrările la care te refer în text, se vede exact în ce loc, cu ce anume. Și cel care ți-a sugerat o idee la un pahar de bere, îl pui la referențe și spui oral communication la data cutare. Asta este corectitudinea. Ori la noi ați văzut, când un ministru a fost prins, el a crezut că dacă a obținut dreptul de la Paris al traducerii unei lucrări în românește, asta înseamnă că editura a preluat și dreptul de autor. A confundat dreptul de preluare tipografică cu dreptul de autor. Și am văzut oameni politici care au luat apoi, da, domnule, dar om care se vedea că nici ei nu înțelegeau distinția asta. Deci în materie de idei se fură mult și de multe ori e foarte dificilă. Ce mai tragic e că este un furt neconștientizat de către autor. De multe ori este neconștientizat furtul intelectual. Da. Este un text. Am scris câteva articole pe tema asta, să știți. Dar acum vreau să vă spun că s-a organizat prima competiție de detectare a autorului unui furt intelectual cu ajutorul calculatorului. Și competiția a fost câștigată de un român, am uitat cum îl cheamă, pentru că, vedeți, imediat s-a spus iarăși un pretext de a se stigmatiza internetul. Din cauza internetului s-a mărit furtul intelectual, că se fură mult de pe internet. Dar cu internetul putem să-i depistăm pe hoți mult mai ușor. Ați completat exact ce trebuie, dar ei uită că tocmai internetul te ajută mai mult decât orice altceva care exista înainte de a detecta autorul furtului, nu?